Elevii din Municipiul București și din 29 de județe au intrat de ieri în vacanță. Aceștia vor avea liber în perioada 20-24 februarie și se vor întoarce pe băncile școlilor luni 27 februarie. Vacanța mobilă de luna aceasta a putut fi stabilită în perioada 6-26 februarie. Anul acesta, inspectoratele școlare din fiecare județ au stabilit în ce săptămână vor fi elevii liberi. Următoarea vacanță pe care o vor avea cei mici va avea loc în perioada 7-18 aprilie. Din 27 februarie, elevii și profesorii se vor întoarce la școală pentru modulul 4. Acesta va dura până în data de 6 aprilie, când are loc vacanța de primăvară, care durează două săptămâni. Programele Școala altfel și Săptămâna Verde se vor desfășura în perioada 27 februarie-16 iunie. Planificarea acestora va fi făcută de fiecare unitate de învățământ în parte. Programele se vor desfășura pe parcursul a 5 zile consecutive.